Pacienții vor putea să fie consultați și tratați de medicii de familie, nu numai în cabinetul medical, ci și la domiciliu. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care medicii de familie să poată diagnostica și trata anumite boli și la domiciliul pacienților, nu doar la cabinet, așa cum se întâmplă acum. Serviciile de diagnostic sau terapie la domiciliu vor fi disponibile cel puțin teoretic din luna aprilie. Potrivit avocatenet.ro, cea mai importantă schimbare ce va fi adusă de către proiectul de hotărâre guvernamentală de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate este introducerea în pachetul de bază în asistența medicală primară a unor servicii diagnostice și terapeutice. Da, e ok, foarte bine, da. Idee bună. Suntem, da, mai în vârstă suntem și mai bolnavi. E bine așa, dar nu știu dacă vine. E bine să vină medicul de familie acasă, să ne consulte. Mai ales pentru persoanele vârstnice care nu se pot deplasa. Așa cum sunt eu, de că mă dor picioarele, mâinile, tot, să vină acasă, să nu mai mă dor ele. Astfel, aceste servicii diagnostice și terapeutice vor putea fi acordate de medicii de familie teoretic începând cu luna aprilie 2022, atât la cabinetul acestora, așa cum se întâmplă în prezent, cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitat de acesta. E bine, oricum. Credeți că îi va ajuta pe oameni acest lucru? Poftim? Credeți că îi va ajuta pe oameni? Da. Că mulți sunt în vârstă, au probleme de sănătate, poate și locomotori. Băi, pe mine m-a ajutat, nu știu ce să vă spun. Am fost puțin bolnav în primăvara asta, mi-a dat rețeta, am luat medicamente, m-am făcut bine. Aceste servicii se vor putea acorda de către medicii de familie doar asiguraților de pe lista proprie, la cabinet, la domiciliul asiguratului sau la locul solicitării în cadrul programului obișnuit de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit.